Bună și bine ați venit pe Tarotada! Pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent, descendent sau oricare altă planetă de pe harta dumneavoastră astrală, zodia Capricorn, astăzi vom face o etalare bonus pentru Capricorn pentru perioada care urmează și să vedem, dragilor, ce vine către voi. Vreau să văd o ghidare, un spirit care vă ajută în perioada următoare. Cine vă ghidează și în ce sens, ce aveți voi de făcut? Capricorn. Haideți să vedem. Capricorn. Steaua de mare. Deschide-te pentru a primi posibilități infinite. Wow! În fața voastră se croiesc noi drumuri, dragilor. Primiți aici noi căi pe care puteți merge și în care puteți acționa. Posibilități infinite, foarte frumoasă energia. La capătul setului de cărți aveți căluțul de mare, spiritul căluțului de mare. Privește și așteaptă. Nu lua decizii pripite. Ai răbdare, pentru că aceste posibilități se ivesc în calea ta pe măsură ce tu depășești anumite obstacole. Privește și așteaptă. Vin posibilități infinite către tine. Haideți să vedem despre ce este vorba aici. Capricorn, wow, un rac se grăbește către voi, un rac. Să vedem. Cu multă iubire are de oferit această persoană. A ieșit carul, cavalerul de cupe și valetul de monede. Haideți să vedem. Un 10 de bâte. A fost prea mult pentru tine aici. O regină de spade. Un 3 de bâte. Iar la capătul setului de cărți aveți diavolul și roata norocului. Vine norocul, dragilor, peste voi. Nu fiți mândri. Diavolul, sunteți voi în propria citire. Ce vine către voi este minunat. Posibilități infinite. Privește și așteaptă, nu lua decizii încă, pentru că aici ai trăit ceva greu, poate toxic. Poate munca ta pe care ai făcut-o a fost în zadar. S-a bucurat altcineva de munca ta, pentru că aici este un 10 de spade și o justiție. Se face un echilibru, se face curățenie. Ce ai oferit, ai pierdut poate. Am văzut 10 de spade, dar te însănătoșești. Acesta este motivul pentru care trebuie să aștepți, să ai răbdare, să treacă totul, să vindeci totul, ca să poți să rămâi deschis posibilităților infinite care vin acum către tine. Și vei acționa corect, pentru că în perioada următoare tu aici privești un pic mai departe și ai așteptat, este momentul să treci la acțiune, pentru că ai avut foarte multe lucruri de făcut. Această așteptare, 3 de bâte și 10 de bâte, te-a îngreunat. Aici ai ținut poveri pe umerii tăi, ai făcut lucruri și pentru ceilalți. Este momentul să te detașezi puțin, să privești și să iei decizii pentru tine. Pentru că se deschid acum noi căi în calea ta. Condiția este să nu fii vanitos, să nu fii mândru, mândră. Pentru că ce vine către tine e o frumusețe, este un vis împlinit. Ești în energia reginei de spade, de aer. Ești într-o energie de aer, comunici bine,
știi ce vrei, vezi posibilitățile care vin către tine și le iei, aceste oportunități care se deschid acum în calea ta. Dragul meu Capricorn, către tine vine o persoană în zodie de apă, un rac văd aici, cel mai bine aspectat, ca și energii. Aveți tot aceste două vietăți care trăiesc tot în apă. Aici se întâmplă, pe plan sentimental, ceva. Se întâmplă ceva frumos pentru tine. Văd și spiritul șoimului care îți spune, lasă-ți intuiția să te ghideze. Simte-te liber, liberă să iei ce decizii vrei tu. Pentru că acum se deschid noi căi către tine. Privește și ia cea mai bună decizie pentru tine. Pentru că aici ți se schimbă destinul. Aici ți se schimbă credințele despre tot. Ai avut un vis, dar nu ai mers către visul tău, pentru că aici ai avut alte lucruri de făcut. Pentru toți ceilalți, pe tine te-ai lăsat la o parte. Este momentul să te gândești și la tine și la visul tău. Ai așteptat mult acest moment. Ai privit, ai făcut. Acum este momentul tău, momentul zero de când demarezi ceva pentru tine. Conștientizând acest moment că e timpul pentru tine, vine către tine o persoană care dorește să-ți ofere totul. O energie de apă, o energie ușoară, o energie lejeră, iubitoare, empatică. O energie care vine către tine să schimbe întreaga viață, roata norocului, aduce schimbarea destinului, aduce schimbarea ta ca om în această viață. Aici acest 10 de bâte îl lași în urmă, aceste greutăți, și mergi către visul tău. Regina de spade știe ce vrea, acționează pentru că are experiență, pentru că a trecut prin multe lucruri grele, a suferit și a ajuns acum înțeleaptă, nu mai face nicio greșeală pe care a făcut-o în trecut. Rămânând într-o energie crescută, faceți loc posibilităților. O posibilitate mare este în iubire, vine către voi cu carul, o persoană iubitoare vine să vă ofere inelul, un cadou, inima, iubirea pe care vă poartă această persoană. Această persoană este o persoană nouă, o persoană care dorește să facă parte din viața voastră. Este o persoană care vine să dezlege orice nod. Este o persoană care vine să deblocheze orice plan al vostru, orice este acum îngreunat în viața voastră, orice obstacol aveți, această persoană, alături de această persoană, veți depăși acest obstacol sau obstacole, pentru că aici văd multe. Este 10 de bâte și o așteptare, chiar și așteptarea poate fi o capcană a minții, pentru că nu se întâmplă și începi să-ți pierzi încrederea, iar aici nu mai este vorba de așa ceva, pentru că regina de spade știe ce vrea și primește doar ce vrea în propriile condiții. Aici persoana vine către voi exact așa cum voi vă doriți, este acea persoană pe care voi o visați dintotdeauna. Acea persoană care vine să vă împlinească. Aici este o energie de apă. Vine să vă ofere un cadou, vine să vă ofere iubirea și vine repede, exact pe placul vostru. Va acționa această persoană, este o posibilitate, una din cele infinite, câte sunt și câte vin acum către voi.
Aici este pe planul iubirii. Pe oricare plan al existenței voastre, aici vine norocul. Orice ușă veți vrea să deschideți, veți dori să deschideți în această perioadă, se va deschide singură acea ușă, pentru că aici se schimbă totul. Energia care încununează întreaga citire este această roată a norocului, după care aveți acest diavol, care poate să pună o barieră, poate să vă îngreuneze, să nu vedeți aceste posibilități multe care vin. Asta este motivul pentru care apare aici spiritul acestui căluț de mare. Privește și așteaptă și lasă-ți spiritul, sufletul să te ghideze, vă spune acest șoim. Simte-te liber, simte-ți libertatea și ia-ți propriile decizii. Privește și așteaptă, pentru că acum așteptarea ta va da roade. Norocul este de partea ta, norocul vine în calea ta și se schimbă destinul, se schimbă situația, se schimbă credințele, iar visul tău devine realitate. Aici persoana vine să-ți ofere o întâlnire, vine să-ți ofere un cadou, o vorbă frumoasă. Greutățile rămân în urmă, te îndrepți către ceva frumos. O persoană în zodie de apă, poate fi și o persoană în zodie de aer care vine către voi. Un vărsător poate veni către voi. Haideți să vedem aici. Gemeni sau balanță. Dacă aveți o întrebare pentru această perioadă, vă treziți cu persoana la ușă, vă caută, vă trimite un mesaj, vă sună. Această persoană vine de departe. Nu i-a fost ușor să vină, să ajungă la voi, dar ajunge în perioada următoare. Lăsați-vă deschiși să primiți aceste oferte, pentru că o veți alege pe cea corectă. Dacă aveți o întrebare pentru această perioadă, haideți să-i găsim și un răspuns. Și răspunsurile au venit. Rămâi pozitiv. Răspunsul este afirmativ. Da. Rămâi pozitiv orice te-ai fi întrebat, pentru că situația ta îți aduce un câștig de cauză. Aici este un da, dar nu are semne exclamării. Se poate schimba acest răspuns pozitiv. Condiția este să ierți. Aici trebuie să ierți ceva în viața ta. Orice ți-a făcut o persoană, oriceva ce ai trăit și n-ai vrut să trăiești, oriceva ce nu ai trăit și ai fi vrut să trăiești. Acum mergi către visul tău, nimic nu-ți mai stă în cale. Vă iubesc, vă îmbrățișez cu multă căldură și vă doresc o seară minunată. Vă pup, pa, pa!